Cartea 1 Samuel, capitolul 9, începând cu versetul 1. Pagina în Sfânta Scriptură 298. Era un om din Beniamin numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Și întrecea pe toți la înălțime de la umăr în sus. Măgărițele lui Chis, tatălui Saul, s-au rătăcit și Chis a zis fiului său Saul: ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. Saul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut țara Shalisha fără să le găsească. Au trecut prin țara Shaalim și nu erau acolo. Au străbătut țara lui Beniamin și nu le-au găsit. Ajunseseră în țara Tsuf când Saul a zis slugii care îl însoțea: haideți să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi. Sluga i-a zis: iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haide la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Saul a zis slugii sale: dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul: uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint, îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Odinioară, în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: haideți să mergem la văzător. Căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Saul a zis slugii: ai dreptate, hai să mergem. Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: aici este văzătorul. Ele le-au răspuns: da, ia-l înaintea ta, dar du-te repede, astăzi a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfă pe înălțime. Când veți intra în cetate, îl veți găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvânteze jertfa. După aceea, mănâncă și cei poftiți. Suiți-vă, dar, căci acum îl veți găsi. Și s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetății, au fost întâlniți de Samuel, care ieșea să se suie pe înălțime. Dar cu o zi înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și zisese: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: iată omul despre care ți-am vorbit. El va domni peste poporul meu. Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porții și a zis: arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului. Samuel a răspuns lui Saul: eu sunt văzătorul, suite înaintea mea pe înălțime și vei mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Saul a răspuns: oare nu sunt eu beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbește astfel? Samuel a luat pe Saul și pe sluga lui, i-a vârât în odaia de mâncare, le-a dat locul cel din tâi între cei poftiți, care erau aproape 30 de inși. Samuel a zis bucătarului: adu porția pe care ți-am dat-o când ți-am zis, pune-o deoparte. Bucătarul a dat spata și ce era pe ea, a pus-o înaintea lui Saul și Samuel a zis: iată ce a fost păstrat, pune-o înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul. Astfel Saul l-a mâncat cu Samuel în ziua aceea. S-au pogorât amândoi de pe înălțime în cetate și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul casei. Amin. Când citești un text ca ăsta, te întrebi oare ce putea să înveți de aici, despre măgărițe, despre căutare, despre multe lucruri. Eu m-am gândit să-mi intitulez mesajul într-un mod mai special. Și fiecare dintre dumneavoastră știți deja titlul mesajului meu. Eu doar o să încep titlul și dumneavoastră o să-l continuați. Este o vorbă din popor care spune așa: unde dai? Și cum e mai departe? Și unde crapă. Exact așa se intitulează mesajul meu: unde dai? Și unde crapă. Acum vreau să vă dovedesc că titlul ăsta e din text, că dacă nu e din text, înseamnă că predic ce-mi trece mie prin cap și n-am făcut nicio afacere. Dar
Spuneți-mi dumneavoastră, ce s-a dus Saul să caute? Ce s-a dus să caute? Niște măgărițe. Ce a găsit? A găsit împărăția. Deci s-a dus să caute niște măgărițe și a găsit împărăție. Nu e așa că unde dai și unde crapă? Ce vreau să învățăm în seara aceasta este o lecție foarte, foarte, foarte importantă și din punctul meu de vedere foarte practică pentru viețile noastre. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, că toate lucrurile lucrează și pierderea măgărițelor. Zice că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și în seara aceasta vreau să vă demonstrez din textul acesta că într-adevăr, chiar și lucrurile rele și lucrurile bune, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Am fi putut să intitulăm mesajul și ar fi fost corect. Cauți măgăriți, măgărițe și găsești împărăția. Ar fi fost adevărat și asta, dar parcă sună mai pe înțelesul nostru unde dai și unde crapă. Unde dai și unde crapă. Și uitați-vă, haideți să vedem în seara aceasta, dacă, vedeți, mesajul poți să-l pui fie într-un proverb, fie să extragi exact esența din textul ăsta cu măgărițele și cu împărăția, fie să o pui într-un fel teologic. Textul acesta vorbește despre providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă providența lui Dumnezeu? Providența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu este atât de înțelept și de puternic, încât poate să ia cele mai simple și banale detalii din viața noastră și să le întoarcă spre binele nostru. Asta înseamnă providența lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este atât de înțelept și atât de puternic, încât poate să ia cele mai banale detalii din viața noastră de fiecare zi și să le întoarcă spre binele nostru, să facă ca acele detalii să contribuie la planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Asta înseamnă providența lui Dumnezeu. Controlul lui Dumnezeu asupra tuturor detaliilor din viața noastră. Providența aceasta lui Dumnezeu, adică controlul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, se poate manifesta în două feluri. Se poate manifesta, providența lui Dumnezeu se poate manifesta prin controlul lui Dumnezeu nevăzut. Tu nu știi că Dumnezeu te-a întârziat 3 zile ca să ajungi exact la intrarea în cetate să te întâlnești cu Samuel. El n-avea de unde să știe Saul. Știa Saul că a întârziat 3 zile ca exact la intrarea în cetate să-l întâlnească pe Samuel? Nici vorbă de așa ceva. El nu știa. Dar era un control nevăzut al lui Dumnezeu în spatele cortinei. Dumnezeu învârtea roticelele acolo și punea lucrurile cap la cap ca atunci să întârzi atât de mult Saul încât la intrarea în cetate să se întâlnească exact cu Samuel și să primească mesajul lui Dumnezeu. Deci providența lui Dumnezeu lucrează prin controlul nevăzut al lui Dumnezeu al lucrurilor. Cu alte cuvinte, tu nu știi de ce faci o pană. Tu nu știi de ce ai pierdut niște bani. Tu nu știi de ce ai cumpărat o mașină proastă. Tu nu știi de ce nu poți să-ți scoți odată și odată un act de care ai nevoie. Tu nu știi o grămadă de lucruri. Dar Dumnezeu știe de ce. Tu la un moment dat s-ar putea să fii foarte frământat, să-ți pierzi răbdarea. Dar Dumnezeu are un plan. Asta este lecția din seara asta. Dumnezeu are un plan. De ce? Pentru că textul acesta ne învață că Dumnezeu are un control nevăzut pe care noi nu-l vedem. Și aici e problema noastră, că noi nu vedem ce se întâmplă. Noi vrea câteodată să dăm cortina la o parte, să ne băgăm capul acolo. Doamne, când? Ce faci acolo? Că văd că cam îmi pierd răbdarea. Ce faci acolo? Că nu iasă odată treaba. Dar Dumnezeu ne lasă crâmpeie evenimente în Sfânta Scriptură prin care ne arată că deși noi nu vedem ce se întâmplă în viața de zi cu zi, cu probleme, cu necazuri, cu boli, cu bucurii, cu fericire, cu toate lucrurile astea, Dumnezeu în spate, în Scriptură, câteodată Dumnezeu ne scrie câte un text și spune, veniți să vă arăt. Și ne bagă capul în spatele cortinei și te uiți acolo la măreția lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu, la înțelepciunea lui Dumnezeu de a controla cele mai mici detalii din viața noastră spre binele nostru. Asta face Dumnezeu câteodată. Deci ăsta este felul în care Dumnezeu conduce lucrurile prin controlul lui nevăzut. Și al doilea fel în care Dumnezeu ne arată că conduce lucrurile este prin cuvântul lui. Prin cuvântul lui, când Dumnezeu pur și simplu îți vorbește și îți spune, uite, asta, 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 asta. Dacă câteodată nu știi, decât după ce s-a întâmplat lucru. Zici, mă, ce bine o rânduie Dumnezeu lucrurile. Dar atunci când ai trecut prin situațiile alea, nu te gândeai că Dumnezeu le rânduiește bine. Nu-ți plăcea. Este un control nevăzut și este un cuvânt al lui Dumnezeu revelat. În seara aceasta, haideți să ne uităm pas cu pas cum
cum această providență a lui Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Spune Scriptura foarte clar, dă genealogia lui Saul, tata lui, spune cum era Saul, tânăr, frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel, da? Ce visează orice fată. Și întrecea pe toți la înălțime de la umăr în sus. Bun. Versetul 3. Măgărițele lui Chis, tatălui Saul, s-au rătăcit. Și ne oprim aici. Primul lucru. Și prima lecție. Niciodată, să știți, niciodată, ascultați-mă, că viața asta e plină de pierderi. Niciodată nu pierdem lucrurile degeaba. Amin? Mi-e greu să credem. Ascultați-mă, niciodată nu pierdem lucrurile degeaba. Vă întreb, a pierdut Saul degeaba măgărițele? Le-a pierdut degeaba? Ce crezi? Schimbul care l-a făcut Dumnezeu cu el, în schimb, până la urmă a primit și măgărițele înapoi. Dar schimbul ăsta, măgărițele contra împărăție, s-a meritat? Da sau nu? Nu știu, sunteți convinși. S-a meritat? Sigur că s-a meritat. Dacă n-o pierdut măgărițele, atunci am pierderea. Dom'le, am pierdut măgărițele. Am pierdut măgărițele. Este o pierdere pentru mine. Pentru mine asta nu e un lucru bun. Eu așa mă gândesc. Pentru mine nu e un lucru bun. Dar să știți, asta este vocea satanei, nu este vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus clar, toate lucrurile lucrează spre binele. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar cum? Și pierderea măgărițelor? Dumnezeu spune da. Și pierderea locului de muncă? Dumnezeu spune da. Și pierderea mașinii? Dumnezeu spune da. Nu are cum, domnule, nu are cum. Cum să fie o pierdere spre binele meu? Dumnezeu spune, bă, da, e spre binele tău. Pentru noi, în momentul acela al pierderii, momentul acela al pierderii este o tragedie pentru noi. Sau momentul acela al pierderii este pentru noi semne de întrebare. Ce face Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Oare am păcătuit? Oare ce se întâmplă? Dar Dumnezeu ne învață că fiecare pierdere din viața noastră este în controlul lui Dumnezeu. Amin? Fiecare pierdere din viața noastră este în controlul lui Dumnezeu, să știți. Acum hai să vă spun o întâmplare. Mie nu-mi plac oamenii care prezintă viața în două extreme. Unii ori zice, praf și pulbere, viața asta, cum tot se spune la ora de rugăciune? Nu, totul e deșertăciune. Mă vedeți? Numai așa, ca un exercițiu. Vedeți, asta este o extremă. S-a citit dimineață din Eclesiastul, capitolul 2. Știți ce e interesant? Nu s-a citit următoarele versete care spun în felul următor. Auziți ce spune în felul următor. Următoarele versete. Scriptura zice, Eclesiastul, capitolul 2, versetul 24, zice așa. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, ce zice, mă, ce nepocăit e ăsta. Auziți. Și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoneseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna? Cum? Să mănânci, să bei, să te veselești? Vine din mâna cui? Zice, a diavolului. Firea pământească. Cum să te bucuri de mâncare? N-ai voie să te bucuri nici de suc, nici de apă, nici mica. Când iei un pahar de apă, când ți-e sete și te-ai răcorit, să fii trist? Nu. Zice Domnul, zice nu. Și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Dar tocmai aici este, aici se transformă viața asta deșartă într-o binecuvântare când vezi că vine din mâna lui Dumnezeu. Dacă nu vezi că vine din mâna lui Dumnezeu, într-adevăr e deșertăciune. Dar dacă conștientizezi că vine din mâna lui Dumnezeu, îmi mulțumești că vine din mâna lui Dumnezeu, te bucuri că vine din mâna lui Dumnezeu, conștientizezi că vine din mâna lui Dumnezeu, deșertăciunea aceea se transformă într-o viață de fericire pentru tine. Eclesiastul nu este o carte a depresiei. Este o carte care îți arată că viața, toată viața, înțelepciunea, bogățiile, femeile, totul, fără Dumnezeu, este deșertăciune. Dar tot ce primești cu Dumnezeu este bucurie și fericire. Amin? Viața, așa cum mă întorc la evenimentul pe care am vrut să vi-l povestesc. Eram acum 2 ani de zile, cred că, la București. Veneam la Sebiș. Nu eram încă aici, veneam la Sebiș. Vedeți cum gândește omul carnal, adică eu. Și am mers pe drum și a fost un accident. Îmi schimbasem turbo, am dat o grămadă de bani pe el, ca asta am avut și o problemă la vechea mea mașină. Și așteptam ce să facem. Am luat-o pe soția mea și am luat-o așa încetişor pe lângă coloană, oameni curioși, vedem ce e cu accidentul acolo. S-a suit socrul meu la volan, i s-a oprit motorul și când i s-a oprit motorul, s-a decuplat turbo. Bun, am mers așa fără turbo până la București. A doua zi trebuia, nu puteam, veneam la Sebiș, dar am făcut un ocol pe la București, pe la niște neamuri, veneam la Sebiș și am zis, domnule, hai să mă duc la servis, să rezolv problema asta cu turbo, să mi-l activez înapoi. Mă duc la servis, înainte să mă duc la servis, soția mea a vrut să vină cu mine. Eu, așa, nu știu ce am discutat noi acolo, nu foarte pocăiești, așa, și asta e extrema, știți?
viața, toată viața de căsătorie, o viață extraordinară. Știți, când intră omul în căsătorie, zic cum e. Nu vă mai spun. Bun. Și n-am vrut să o iau cu mine. N-am vrut să o iau cu mine, era însărcinată, n-am vrut să o iau cu mine. M-am dus la servis, i-am dat lui ăla 50 de lei, în două minute mi-a rezolvat problema, așa mi-a spus el. Am ieșit de la servis, n-am făcut 100-200 de metri, n-am apucat să probez să văd dacă omul chiar mi-a activat turbo. Și am stat la o intersecție, am stat la semafor. Eu știam ce am sub capotă. Eu știam ce am avut sub capotă până atunci. Și cum știam eu că merge mașina, am stat la semafor, când s-a făcut verde, pedală. Numai că, știți cum e, numai cu pedala am rămas. Mașina se mișca încetucu, unul care vine din față, se uita într-o parte, nu știu după ce se uita el, pe avioane, și m-a făcut praf. M-a lovit atât de puternic, au sărit airbag-urile pe acolo, m-a lovit atât de puternic, încât costurile care mi le-au spus oamenii la serviciul la care am dus-o, costurile pe care mi le-au cerut ca să-mi facă mașina, au costat mai mult decât am dat eu pe mașină. Imaginați-vă că n-am mai făcut mașina, deci daună totală. Ce crezi că procese de conștiință am făcut eu? Bă, dar Dumnezeu, eu mă duceam la furat. Mă duceam să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu așa omul carnal, mă duceam să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Ce-a lăsat Dumnezeu să se întâmple asta? Dar după aceea, lăsând să treacă lucrurile, m-am gândit, uitați-vă, și discuția aia nepocăită care am avut-o cu nevasta înainte, dacă venea cu mine, nu cred că îl mai aveam pe Calvin astăzi. Eu nu cred, din lovitura pe care am avut-o atunci, m-am întors la 180 de grade cu mașina. Viteza care a avut-o cel care s-a băgat în mine. Vezi, un eveniment mic, eu nu zic că am făcut bine, că n-am vorbit frumos, dar un eveniment micuț, micuț, Dumnezeu îl poate transforma spre binele nostru. Și asta este o lecție foarte importantă pentru noi. Foarte importantă pentru noi, să fie, să fie Domnul. Dumnezeu poate întoarce lucrurile rele, numai El poate să facă lucrul ăsta. Le poate întoarce spre binele nostru. Pentru mine era căsătorit de puțină vreme, pentru mine era un dezastru, era o nenorocire să pierdem copilul. Era o nenorocire pentru mine, o mare nenorocire era pentru mine. Am pierdut o mașină. În câteva zile după pierderea mașinii, am primit exact banii aceia pe care am dat pe mașina aceea când am cumpărat-o. Exact banii aceia. Și Dumnezeu mi-a arătat că lucrurile funcționează în economia Lui cu totul altfel decât funcționează în căpățâna mea. Cu totul altfel. Da, vedeți, când stai la învon, predici cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu te trece prin lucrurile astea ca să le experimentezi pe pielea ta. Mă, pentru Dumnezeu, 1500 de euro cât am dat pe mașina aceea, n-a fost un dezastru. Pentru Dumnezeu nu era mai, că Dumnezeu nu, băncile, tot ce există în lumea asta, bogăție, e al lui Dumnezeu. Dumnezeu când vrea să deschide robinetul, îl deschide, când îl închide, îl închide. Dar de fiecare dată când închide și când deschide, Dumnezeu o face spre binele nostru. Amin? Fiecare dintre noi poate avem evenimente din astea în care am pierdut lucruri. Dumnezeu ne arată că sunt în controlul Lui. Slăvit să fie El. El a pierdut măgărițele. Deci măgărițele, când pierzi lucruri, nu le pierzi degeaba. În al doilea rând, când primim responsabilități frustrante, nu le primim degeaba. Auziți ce spune Scriptura? Ce-a făcut tatăl lui Chis? Nu s-a dus el. Bineînțeles că nu s-a dus el după măgărițe și spune, Chis a zis fiului său Saul, ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. Și-o căuta la măgărițe. Nu a fost o responsabilitate care a primit-o, nu știu dacă a primit-o cu plăcere, dar primim uneori responsabilități care sunt frustrante. Măi, faci lucrul ăla și parcă nu are niciun efect, nicio direcție, niciun sens, nicio semnificație, nu se întâmplă nimic. Și predicatorii se gândesc câteodată așa, și păstorii se gândesc câteodată așa, și învățătorii se gândesc câteodată așa. Aia, învăț, predic, nu se întâmplă nimica. Mă rog, nu se întâmplă nimica. Vi s-a întâmplat să vă rugați să nu se întâmple nimica? Din punctul vostru de vedere? Sau din punctul nostru de vedere? Domnule, când eram la școală, eu totdeauna, așa a fost filozofia mea, o filozofie foarte proastă, așa gândesc mulți tine. Domnule, învăț, ce trebuie mie fizică? Eu nu vreau să fac nimic în viață care să-mi trebuiască fizică. Ce trebuie mie matematică? Ce trebuie mie chimie? Ce trebuie mie biologie? El cu mintea lui atunci, de copil mic, el nu înțelege ce trebuie să învețe și chimie, și biologie, și fizică, și matematică, și limba română, și limba franceză, și limba germană, și nu mai știu eu ce limba învață el. El copilul atunci nu gândește, dar de multe ori noi oameni mari suntem exact ca copiii de la școală. Dumnezeu spune, îmi dă o responsabilitate. Nu. Ce îmi dă mie Dumnezeu responsabilitatea asta? Ce sens are responsabilitatea asta să mă duc eu să caut măgărițele? Sau să mă duc să fac eu ceva? Și vedeți, de foarte multe ori, frate și soră, de foarte multe ori ne dăm înapoi de la responsabilitățile pe care Dumnezeu, ascultați-mă, de la responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le dă și care în momentul ăla poate nu ni se par cu sens și cu direcție. Dar dacă le facem,
Dumnezeu ne poate binecuvânta prin ele. Amin? Un copil care e la școală și învață și chimie și matematică și o grămadă de obiecte care sunt diferite și care fac creierul să se dezvolte în diverse are. Pentru simplu fapt că creierul unui copilaș se dezvoltă prin faptul că învață o grămadă de materii și crește și la un moment dat își folosește toată capacitatea lui pe care a strâns-o și care a dezvoltat-o și o folosește într-un anumit domeniu și e foarte, foarte bun în domeniul în care e. El zice, mă, dar ce legătură între fizica pe care am învățat-o eu și faptul că acum sunt doctor? Legătură, cel puțin prin simplu fapt că mintea ta s-a dezvoltat foarte bine și a ajuns bun în domeniul tău, pentru că la timpul în care a trebuit să înveți, ai învățat. El nu vede o legătură atunci între matematica lui și ce vrea el să fie în viitor. Dar tu ca părinte vezi legătura. Tu știi că el are nevoie să se dezvolte în toate domeniile. Tu știi că mintea lui trebuie să se dezvolte în toate areile ei. Și îl pui să facă treaba aia chiar dacă vrea, chiar dacă nu vrea. Chiar dacă îi place, chiar dacă nu îi place. Îl pui să facă treaba aia. Uneori îl pedepsești, uneori îl stimulezi. Vrei să facă lucrul acela cu credincioșie, pentru că știi, chiar dacă pentru el responsabilitatea e frustrantă, tu știi că va fi spre binele lui în viitor. E adevărat sau nu? Așa gândesc părinții despre copii, așa gândește și Dumnezeu despre noi. Ne dă responsabilități pe care trebuie să le facem. Acum mai vezi câte o lacrimă câteodată. Mai ești supărat câteodată, mai ești frustrat câteodată. Nu e niciun fel de problemă. Dumnezeu să folosește de aceste responsabilități pe care ne le dă ca să ne ducă în locul dorit de El. Și s-a dus. Și s-a dus. Acum, nu vreau să fac aplicații practice, dar, frașii și surori, nu vă dați înapoi de la responsabilitățile, nu vă dați înapoi de la responsabilitățile pe care vi le dă Dumnezeu. Și eu nu prea spun întâmplări din viața mea, dar vă mai spun una. Când m-am dus în Bulgaria să-mi înscriu mașina de... asta ultima, și rău am făcut că m-am dus. Rău am făcut că m-am dus, dar m-am dus. Eu n-am văzut în viața mea atâta mafie într-un singur loc și într-o singură zi. Toată viața mea adunată la loc, n-am văzut atâta mafie într-o singură zi, într-un singur loc. Vă spun sincer, că am plâns. Câte ziua de îndărătnic și de încăpățânat am plâns în ziua aceea, ce-au făcut oamenii cu mine. Am plâns. Bun. Și în timp ce se pregăteau ei acolo să... ultimul am ieșit de la RAR, m-am dus printre primii, am ieșit ultimul, în timp ce mi-au zis ce numere vreau să-mi dea, 4, 6, 10. Atât de disperat eram, am zis, Doamne, atât îmi doresc să pot ieși cu mașina asta înapoi din țară de aici, neînscrisă, ne nimic, numai să mă duc înapoi, să ajung înapoi în țară. Că ăștia mă vând și pe mine și mașina și cu tătul. Numai să ajung înapoi în România, când am călcat piciorul în România, primul lucru care l-am făcut, am dat telefon și am slăvit pe Domnul și am dat de veste că am intrat în țară. Asta a fost prima mea bucurie. Pentru ce e interesant, vă spun toată povestea altă dată. Dar când mi-au spus ce numere or să-mi dea la mașină, după aceea mi-au spus că deja degeaba mi-au spus ce număr pot să-mi dea, fiindcă n-am anumite chestiuni, nu pot să-mi înscrie mașina. Era acolo 4-6-10 și am zis, Doamne, eram atât de disperat, 4-6-10, mi-a venit un gând, citește psalmul 4-6, citește psalmul 4-6-10. Eram disperat, plângeam, eram disperat acolo. Și am citit psalmul 4-6-10. Vedeți, Dumnezeu lucrează când, într-un fel când în altul. Și au zis ce spune Scriptura. Aia mă manipulau pe acolo, mă înturnau cum vreau eu și spune Biblia așa. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Amin? Amin. Și cuvântul ăsta mi-a dat o încurajare specială în momentele acelea și Dumnezeu s-a folosit de un eveniment micuț. Așa a fost gândul meu atunci, să citesc din Psalm 4:6-10. Și Dumnezeu m-a încurajat prin lucrul ăsta. Ce vreau să subliniez din nou este controlul pe care Dumnezeu îl are asupra tuturor lucrurilor. Să vii să fie numele Lui. Apoi uitați-vă versetul 3. Zice Biblia așa. Versetul 4, mă scuzați. Saul a trecut prin muntele lui Efraim și de 3 ori repetă Scriptura următoarea expresie. A străbătut țara Shalisha fără să le găsească. Au trecut prin țara Shaalim și nu erau acolo. Au străbătut țara lui Beniamin și nu le-au găsit. Și vreau să subliniez al treilea principiu. Niciodată căutările noastre fără răspuns nu sunt degeaba. Niciodată căutările noastre fără răspuns nu sunt degeaba. Doamne, cauți în țara cu tare, nu o găsiți. Cauți în țara cu tare, nu o găsiți. Cauți în țara cu tare, n-ai găsit. Cum te simți tu când cauți multe zile, mult timp un lucru și nu găsești? Nu reușești să rezolvi o problemă. Cum te simți? Cum te simți când îți pui în cap să faci o treabă? Trebuie să faci treaba aia, vrei să faci treaba aia și vrei să ajungi la un rezultat care îți place ție. Fiecare dintre noi avem niște planuri.
Fiecare dintre noi avem niște idealuri, fiecare dintre noi avem niște lucruri de făcut, vrem să le facem, vrem să le rezolvăm. Și nu le rezolvi, domnule, nu poți, tot ești împiedicat, ba de lucru, ba de altul, ba de un lucru, ba de altul. Cum te simți? Te simți frustrat, ești frustrat, te superi, poate te mâni, poate ai alte și alte manifestări. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu are și căutările noastre, căutările noastre fără răspunsul, Dumnezeu le are în controlul lui, amin? Asta se vede Scriptura, nu n-o găsit în țara aia, nu n-o găsit nici în țara aia, nu n-o găsit nici în țara aia. Dar de ce nu n-o găsit? Pentru că Dumnezeu vrea să-l ducă mult, mult, mult mai departe. Și ce bucurie pentru noi să vedem că în căutările noastre fără răspuns, în căutările noastre fără răspuns, Domnul, nu merge acum, nu merge acum, nu merge acum, nu merge acum. Dumnezeu, de fapt, vrea să te învețe un lucru extraordinar, să-ți dea un lucru extraordinar dincolo de căutările tale fără răspuns. Și să știți că altfel apreciem după aceea, nu-i așa? Dacă ți-ar veni din prima și totdeauna merge viața așa ca pe roate, să s-ar părea ca un lucru de apucat totul. Dar când Dumnezeu întinde, să zicem așa, întinde coarda, când vine într-adevăr și când îți dă Dumnezeu binecuvântarea, altfel o apreciez, altfel te bucuri de ea. Dumnezeu este în controlul căutărilor noastre fără răspuns, slăvit să fie El. Mai mult decât atâta, niciodată oamenii lângă care suntem nu sunt la întâmplare lângă noi. Te-ai gândit vreodată de ce a lăsat Dumnezeu oamenii pe care i-a lăsat lângă tine? De ce ți-a dat Dumnezeu copiii pe care ți-a dat, soția pe care ți-a dat-o, soțul pe care ți-a dat, vecinii pe care ți-a dat? De ce credeți că a luat? Ascultați ce spune Scriptura. Ascultați ce spune Scriptura. Ia cu tine o slugă, o slugă, avea mai multe, scoală-te și du-te și caută măgărițele. Și auziți ce spune versetul 5. Ajunseseră în țara Țuf când Saul a zis slugii care îl însoțea: haideți să ne întoarcem ca nu cumva tatăl meu lăsând măgărițele să fie îngrijorat de noi. Și ascultați ce spune sluga asta. Dacă era altă slugă, probabil că nu zicea așa. Sluga i-a zis: iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. De ce? De ce credeți că a luat Saul pe sluga asta? Vă spun, a luat-o la întâmplare. A luat o slugă. A luat o slugă. Spune, ia o slugă. A luat și el o slugă. Dar Dumnezeu a făcut ca însoțitorul ăsta, sluga asta, să fie exact sluga care știa că în apropierea lor era o cetate în care era un om al lui Dumnezeu care putea să-i călăuzească. Dacă lua altă slugă care nu știa, nu ajungea acolo. Dar Dumnezeu avea un plan și a vrut să-i conducă într-un anumit loc și s-a folosit de sluga aceea care era lângă el. El nu știa ce se întâmplă atunci, dar s-a folosit de sluga aceea care era lângă el ca să-l conducă pe Saul la locul întâlnirii cu Samuel. Și aș vrea, frați și surori, să învățăm în seara aceasta că toți oamenii pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi, Dumnezeu i-a pus cu un scop și cu un rost. Amin? Sluga asta nu era un om foarte important. Dar uitați că Dumnezeu s-a folosit de el. S-ar putea să ai oameni lângă tine care nu le vezi rostul. Doamne, de ce stau lângă vecinii ăștia? De ce oare Dumnezeu a lăsat să mă căsătoresc cu omul ăsta? De ce oare Dumnezeu mi-a dat copilul ăsta, tipul ăsta de copil? De ce, de ce, de ce? De ce omul ăsta, de ce omul ăsta, de ce omul ăsta, de ce omul ăsta? Dumnezeu în providența lui, Dumnezeu are atâta putere încât toți oamenii pe care îi pune lângă tine, la un moment sau altul, Dumnezeu îi va folosi pentru planul lui pe care îl are cu viața ta. Slăvit să fie el. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Dumnezeu a lăsat un om care la momentul potrivit știe ceva, îți spune ceva, te ajută cu ceva, face ceva pentru tine, bine sau rău, care Dumnezeu va aduce spre binele tău. Că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Uitați-vă câte lucruri poate să controleze Dumnezeu din viața noastră. Uitați-vă la al cincilea aspect. Niciodată nu purtăm la noi lucruri la întâmplare. Îți vine să crezi că îți iei odată un lucru la tine la întâmplare? Tu zici, l-am luat în mine, l-aveam acolo în mașină sau l-aveam la noi acasă, nu l-am folosit niciodată și la timpul potrivit îl folosești. Uitați ce spune Scriptura. Sau l-a zis slugii sale, dar dacă mergeam acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul. Deci Saul nu știa ce are sluga la ea. De ce și-o lua sluga? Ascultați ce spune Biblia. Uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint, îl voi da omului lui Dumnezeu și îmi va arăta drumul. Deci avea o problemă. Ok, mergem la omul lui Dumnezeu. Dar nu mai avem nimica. Ce să-i dăm? Saul nu știa ce are sluga. Vă întreb, de ce și-o lua sluga siclul ăla de argint? De ce și-o luat? Un sfert de siclu de argint. De ce și-o luat? Eu nu știu ce a fost în capul lui când l-a luat.
Uneori faci lucruri la întâmplare. Ți-ai luat un lucru cu tine. Nu e așa că e un lucru banal? Spuneți-mi, e un lucru banal să iei un sfert de sticlă cu tine? Hai, zici, mă, îl iau acolo, nu se știe. Pentru tine e un lucru banal. Pentru tine, pentru altcineva care te zice, mai un lucru ridicol, lasă-l acasă, nu mai căra după tine. Uitați-vă că în economia lui Dumnezeu, în felul în care Dumnezeu pune lucrurile cap la cap, a făcut că exact sluga asta care gândea lucrurile în felul ăsta și care și-a luat sfertul ăsta de sticlă, nici măcar un sticlă întreg, sfertul ăsta de sticlă l-a luat sluga cu el. Saul nu știa ce a luat sluga. Uitați că Dumnezeu a făcut ca luarea acestui lucru să folosească la călăuzirea lui Saul pentru locul ăsta întâlnirii cu Samuel în care i s-a dat împărăția lui Israel. Ce lucru extraordinar! Să se folosească Dumnezeu de niște detalii așa de mici din viața noastră, de niște lucruri pe care le luăm cu noi, de niște lucruri pe care le au oamenii din lângă noi, ca să contribuie Dumnezeu la planul pe care îl are Dumnezeu cu viața noastră. Dacă sluga n-avea sticlul ăsta, sfertul ăsta de sticlu, e posibil ca Saul să nu se fi dus la Samuel. Zic că, măi, eu nu mă duc. Deci eu nu mă duc cu mâna goală. Sub nicio formă nu mă duc cu mâna goală. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel să fie lângă el o slugă care avea lucrul acesta. Deci lucrurile pe care le purtăm cu noi nu sunt la întâmplare. Uitați-vă la al șaselea principiu. Niciodată nu deținem informații la întâmplare. Spune Scriptura, deja am menționat lucrul acesta, a luat o slugă care știa, zice Scriptura așa. În cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Poate Saul nu știa că este un om cu vază. Te-ai fi așteptat Saul să știe. Știa o slugă. De unde știa sluga? Eu nu știu de unde știa sluga. Poate celelalte slugi nu știau. De ce a luat-o exact pe sluga asta care știa? Pentru că Dumnezeu așa a hotărât să se folosească de sluga care știa să-l conducă pe Saul la omul lui Dumnezeu. Uitați-vă că Dumnezeu poate să controleze niște informații pe care noi le considerăm neimportante la un moment dat. Dumnezeu se poate folosi de niște informații pe care cineva de lângă tine le deține și pe care tu le consideri complet nesemnificative pentru viața ta. Dar la momentul potrivit, la locul potrivit, omul potrivit, în situația potrivită, în circunstanța potrivită, Dumnezeu să folosească acea informație pentru planul pe care îl are el cu privire la viața ta. În asemenea măsură, Dumnezeu poate să controleze viețile noastre. Poate sluga aceea a aflat că omul lui Dumnezeu îi în cetatea aceea pe drum. Poate sluga a aflat lucrul acela cu 5 minute înainte să plece. Poate sluga știa lucrul ăla de 50 de ani. Nu știm cât avea sluga. Nu știm nimica de unde avea ea informația. Dar știm că Dumnezeu a folosit informația aceasta pentru planul pe care Dumnezeu l-avea pentru Saul. La fel face Dumnezeu cu viețile noastre. Vă vine să credeți că Dumnezeu controlează chiar și informațiile care ajung la urechile noastre? Vă vine să credeți că Dumnezeu face ca tot ceea ce auzim și înmagazinăm aici să fie reținut cu un anumit scop? Da, asta spune Scriptura. Dumnezeu controlează într-o asemenea măsură lucrurile și universul în care trăim pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa de la principiu. Niciodată nu avem obiceiuri la întâmplare. Sau obiceiurile pe care există, Dumnezeu să poate folosi de ele pentru binele nostru. Uitați ce spune Scriptura. Versetul 9. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, haideți să mergem la văzător. Căci acela care se numește azi proroc, se numea odinioară văzător. Era un obicei în Israel. Să se ducă la proroc, să se ducă la văzător. Și obiceiul ăsta care exista atunci, Dumnezeu se folosește de obiceiul ăsta, ca el, Saul, cu sluga lui, să ajungă la întâlnirea asta cu Saul. Uitați-vă, Dumnezeu se poate folosi și de obicei. Al 8-lea principiu. Niciodată nu întâlnim necunoscuți la întâmplare. Ascultați ce spune Scriptura. S-au dus în cetate unde era unul lui Dumnezeu. Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete. De ce s-au întâlnit cu fetele astea? S-au întâlnit la întâmplare? De ce fetele astea s-au suit să ia apă atunci? Și nu s-au suit peste 10 minute, 50 minute, 30 minute, 2 ceasuri. De ce credeți? Simplu. Că Dumnezeu vrea prin ele să-l călăuzească pe Saul. Auziți ce spune Scriptura? Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. Acolo fetele i-au spus, da, iată-l înaintea ta, du-te repede, astăzi a venit în cetate, pentru că poporul aduce jertfa pe înălțime. Deci exact când era el să ajungă acolo, Saul se întâlnește cu oamenii ăștia. Crezi că ne întâlnim cu oameni la întâmplare? Nu e așa că de multe ori ni s-o ochii închiși, ne întâlnim cu atâția oameni. Crezi că ne întâlnim cu ei la întâmplare? Dumnezeu spune că nu ne întâlnim la întâmplare cu ei. Dar vedeți și Saul, nici Saul nu trece așa ca robotul pe lângă ele și vede de treaba lui. Nu! Saul caută informații și se întâlnește cu ele și le întreabă. Aici este văzătorul și ei au răspuns. Da, ia că înaintea ta, du-te repede, astăzi a venit în cetate pentru că poporul aduce jertfa pe înălțime. Al 9-lea principiu. Niciodată nu întârziem la întâmplare.
Acum nu înseamnă, mă, hai să întârzi duminică dimineața jumătate de oră, că sigur nu întârzi la întâmplare. Sigur, Domnul are ceva pentru mine exact la ora 10 când vin la adunare. Sau să mă duc la 11, că așa au spus că nu întârzi la întâmplare. Nu! Saul nu întârzia conștient, că nici nu știa el, nici nu avea la ce să întârzie, că nu și-o programa nimica. Dar uitați-vă, faptul că el a ajuns la timpul ăla, că a vorbit cu fetele la momentul ăla, spune Scriptura așa, ascultați, versetul 14, s-au suit în cetate, tocmai când intrau pe poarta cetății, au fost întâlniți de Samuel. Dar spuneți-mi dumneavoastră, nu e o întâmplare, tocmai când a intrat pe poarta cetății, să se întâlnească tocmai cu Samuel? Nu e o întâmplare asta? Nu e o coincidență? E o coincidență sau nu? Nu e o întâmplare că exact, nu, exact atunci când a intrat el să se întâlnească cu Samuel. E o coincidență, spunem noi, nu? Exact atunci. Dumnezeu ne învață în textul acesta chiar și timpul, întârzierele, venirea mai degrabă. Dumnezeu se folosește de felul în care decurge timpul și felul în care trece timpul în viața noastră, niște situații banale. Dom'le, întârzi într-o anumită chestie, te trezești la o anumită oră, te duci într-o parte la o anumită oră. Dumnezeu folosește timpul, toate lucruri, felul în care decurge timpul în viața noastră pentru a-și duce la îndeplinire planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Și ultimul principiu, niciodată nu căutăm oameni la întâmplare. Sau oamenii pe care îi căutăm noi, Dumnezeu îi folosește pentru planul pe care îl are cu privire la viața noastră. El căutau pe Samuel. Și uitați-vă ce spune Scriptura. Pentru ce îl căutau ei pe Samuel? Pentru niște măgărițe. Nu e așa, ne apropiem de încheiere, dar cam asta e și viața noastră de multe ori. Căutăm oamenii lui Dumnezeu pentru niște lucruri nesemnificative. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui are planuri mai mari cu noi. Dumnezeu, să știți, Dumnezeu vrea să ne dea mai mult decât niște măgărițe. Noi dăm într-un loc și ne întrebăm câteodată, Doamne, de ce o crăpat în altă parte? Păi o crăpat în altă parte, că e spre mine tău să fii crăpat în altă parte. Tu ai vrut să cauți niște măgărițe. Dumnezeu vrea să dea împărăția Lui. Așa ajung mulți oameni la mântuire. El o căuta niște lucruri, în niște situații. O ajuns într-un fel sau altul în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, sau cu biserica, sau cu oamenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat cel mai important lucru. I-a dat mântuirea sufletului lui. Prin niște evenimente banale, prin niște detalii banale. Dar Dumnezeu s-a folosit de toate ca să ajungă în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta îi se întâmplă lui Saul aici. Asta îi se întâmplă lui Saul aici. Și ascultați Scriptura ce spune. Versetul 16 și 17. Primește niște responsabilități extraordinare, impresionante. Mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om, îi zice Domnul lui Samuel, din țara lui Beniamin și să-l lungi drept căpetene a poporului meu Israel. Deci căutătorul ăsta de măgărițe, îi uns căpetenea poporului Israel. El, ascultați ce responsabilități primește. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Și așa se întâmplă de multe ori. Căutăm pe Dumnezeu pentru niște măgărițe. Căutăm pe Dumnezeu pentru o vindecare. Căutăm pe Dumnezeu pentru o problemă. Căutăm pe Dumnezeu, frați și surori, să știți, Dumnezeu vrea să ne dea mult mai mult. Dumnezeu vrea să ne dea mult mai mult. Dumnezeu are, noi spunem, Dumnezeu are un plan pentru viața mea, Dumnezeu are un plan pentru viața ta mult mai mare decât îți imaginezi tu. Mult mai mare decât îți imaginezi tu. Și Dumnezeu folosește atâta de tale, uitați, oameni, momente, însoțitori, oameni cu care ne întâlnim, lucruri pe care le luăm la noi, niște obiceiuri, niște informații pe care le știm, niște responsabilități pe care le primim, niște întârzieri, niște căutări pe care le avem. Dumnezeu folosește toate aceste lucruri pentru planul măresc pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră. Și cel mai extraordinar lucru pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră e mântuirea sufletului nostru, să ne primească în împărăția Lui și să ne facă parte de toate privilegiile pe care vrea El să ne le dea când intrăm în împărăția Lui. Amin? Asta face Dumnezeu cu Saul. El căuta niște măgărițe. Și a primit, ascultați ce responsabilitate a primit. Saul a primit responsabilitatea care era răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile poporului Israel. Zice, strigătele lor au ajuns până la mine. Și Dumnezeu s-a gândit să izbăvească poporul Israel. Prin cine să izbăvească poporul Israel? Prin cine? Printr-unul care căuta măgărițe. Vi se pare potrivit ca unul care caute măgărițe să fie răspunsul pe care Dumnezeu îl dă la un întreg popor care căuta izbăvirea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu spune, vă dau pe cineva. Pe cine? Pe ăsta care caută măgăriță.
Sau vi se pare, așa începe cartea Samuel, providența lui Dumnezeu, o femeie care spune, Doamne, vreau un copil, că pe mine tot mă înțeapă și tot mă oftică și tot mă enervează și tot mă frustrează de atâția ani de zile. Vreau un copil, vreau un copil, vreau un copil. Și Dumnezeu zice, îți dau un copil. Dar a făcut din copilul acesta unul dintre cei mai mari profeți pe care a avut poporul Israel. Ea nu s-a gândit la treaba asta. Ce a știut ea, pentru ce o să ceară ea copilul și ce o să facă Dumnezeu copilul ei, n-a știut. Dar Dumnezeu are planuri mult mai mărețe decât ne imaginăm noi. Să știți, rugăciunile noastre nu cer prea mult de la Dumnezeu, cer prea puțin. Cer prea puțin de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă mult mai mult. Dumnezeu vrea să facă mult mai mult. El a căutat măgărițele, Dumnezeu i-a dat împărăția. Mai mult decât atât. Uitați ce de Dumnezeu lui Saul. Versetul 19. Samuel a răspuns lui Saul. Eu sunt văzător, suite înaintea mea pe înălțime și vei mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Tu cauți o măgăriță, tu cauți rezolvarea la o problemă, tu cauți una alta. Dumnezeu vrea să spună ce e în inima ta. Acum, tu s-ar putea să nu vrei să spună Domnul ce e în inima ta. Dar El vrea să spună. Și să știți, să ne cunoaștem pe noi înșine este unul dintre cele mai mărețele lucruri care se poate întâmpla pe planeta asta. Și zice, nu se pocăiesc oamenii. Oamenii nu se cunosc cu adevărat cine sunt. Oamenii nu recunosc cine sunt cu adevărat. Că dacă și-ar da seama de starea nenorocită și disperată în care se află, s-ar întoarce la Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar. În căutările noastre, în umblătura noastră pe pământul ăsta, Dumnezeu vrea să realizeze niște lucruri importante. Și fac așa o paralelă. Dumnezeu vrea să ne dea împărăția Lui, Dumnezeu vrea să ne descopere inimile mai mult decât atât. Uitați-vă, Dumnezeu ne dă și soluții la problemele noastre. Versetul 20. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, că și s-au găsit. Și vreau să spun, Dumnezeu vrea să dea răspuns la problemele noastre, cum crede El. Dar repet, Dumnezeu vrea să ne dea mai mult decât răspunsul la problemele noastre. Dumnezeu vrea să ne dea mult mai mult. Dumnezeu pe lângă căutarea, eu vreau să-mi caut și eu o măgar acum, cu care să mă plimb. Dar Dumnezeu vrea să dea mai mult decât măgarul pe care îl caut eu. Dar de ce n-am găsit măgarul în astea 3 zile? Dumnezeu vrea să-ți dea și împărăția pe lângă măgărițele pe care le-ai căutat tu. Dumnezeu vrea să-ți descopere și inima pe lângă măgărițele pe care le-ai căutat tu. Eu caut, vedeți, eu caut o măgăriță, eu trăiesc o frustrare, eu trăiesc o depresie, eu am căutări neîmplinite, dar în căutările astea mele, în frustrările mele, în responsabilitățile pe care le primesc, în o grămadă de lucruri care se întâmplă în fiecare zi, Dumnezeu face atâtea lucruri spirituale în viața noastră cât nici nu ne imaginăm. Dumnezeu ne arată cât de mânioși suntem, cât de frustrați suntem, cât de necredincioși suntem în El, cât de neîncrezători în promisiunile Lui, cât de nerăbdători suntem, cât de eu, omul care spun la alții și învăț pe alții, cât de repede îmi pierd răbdarea, cât de repede mă mânii, cât de repede devin isteric, cât de repede mă oftic, cât de repede vorbesc urât cu alții, cât de repede spun, Doamne, de ce nu rezolv odată problema asta, cât de repede spun, Doamne, dar eu te slujesc pe Tine și uite Tu ce îmi faci. Dumnezeu ne descoperă inima. Și să știți, folosul ăsta, că Dumnezeu ne descoperă inima, este mai mare decât toate lucrurile pe care ne-ar putea să ne le dea Dumnezeu. Dacă ne-ar umple Dumnezeu casa cu aur, este de mai puțin folos decât faptul că Dumnezeu îți descoperă cine ești și care este inima ta cu adevărat, ca să poți face schimbările necesare. Să știți, e de mai folos ca Dumnezeu să ne descopere care sunt inimile noastre cu adevărat. Să ne dea împărăția Lui, să ne dea responsabilități în împărăția Lui, decât să ne umple casa cu aur. Amin? Aleluia, așa este. Așa este. Dumnezeu ne rezolvă problemele, dar face mult mai mult decât atâta. Mult mai mult decât atâta. Și în final, uitați-vă, participă la o părtășie extraordinară cu Samuel. Saul a răspuns, oare nu sunt eu Beniamin din una din cele mai mici seminții a lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce doar îmi vorbește astfel? Cam așa gândim noi de multe ori când Dumnezeu vrea să ne dea responsabilități. Deci Dumnezeu vrea să vă pună pe unii frați aici să vorbiți din cuvântul Domnului. Nu vrea. Trebuie să ne rugăm pentru ei. Zice că Dumnezeu scoate lucrătorul la secerișul lui. Dar nu vrea, el nu se gândește. El zice, eu caut numai o măgăriță. Domnul vrea să facă mai mult. El îți dă și măgărița, dar vrea să-ți dea mai mult. Amin pentru frați? Domnul i-are în stăpânirea lui. Vedeți, Domnul lucrează când într-un fel, când în altul. Cine știe cui vorbește Domnul seara asta? Să dă înapoi, Domnul îi spune, du-te înainte, el vrea cu măgărița lui. Domnul zice, îți dau și măgărița, dar întâi îți dau împărăția. Îți dau și măgărița, dar întâi îți dau o slujire, îți dau o responsabilitate. Te privilegiez prin faptul că te responsabilizezi în împărăția mea și ăsta este un lucru extraordinar. Sau Dumnezeu te cheamă să
Mărturisești pe Domnul sau Dumnezeu te cheamă să dăruiești sau Dumnezeu te cheamă să te rogi mai mult sau Dumnezeu te cheamă să studiezi cuvântul mai mult sau Dumnezeu te cheamă într-o responsabilitate extraordinară și tu spui, Doamne, mie nu-mi trebuie treaba asta. Eu vreau să văd de măgărițele mele și Domnul spune, îți dau și măgărițele, dar eu vreau să-ți dau mai mult decât măgărițele. Și noi de multe ori vrem numai măgărița. Să găsim măgărița noastră, să găsim noi leul ăla pierdut. Domnul vrea să ne dea mai mult decât asta. Vrea să ne dea mult mai mult decât asta. Spune, a ajuns la părtășie, a ajuns la părtășie cu Samuel, i-a pus acolo, i-a pus în cel mai dintâi loc acolo. Și vedeți acum, poate să există o smerenie din asta falsă și să spună, cum spunea Saul, dar cine sunt eu? Eu sunt una din cele mai mici seminții lui Israel. Familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin. Pentru ce dar îmi vorbește astfel? Pentru ce, Doamne, eu? Pentru ce, Doamne, eu? L-a pus în cel dintâi loc acolo la cei poftiți, Domnul vrea să te pună la masa lui. Și spui, Doamne, așa într-o smerenie din asta, Doamne, eu nu sunt vrednic. Nu e nicio problemă, nu ești vrednic, dar dacă Dumnezeu te pune, care e problema? Îi dă cea mai bună parte din mâncare care era acolo, îi dă mult plus Saul. Și noi iarăși spunem, vedeți, Dumnezeu vrea să ne dea belșugul lui de binecuvântare. Și noi spunem, Doamne, nu, ne dai prea mult, nu, noi suntem mai smeriți. Nu, Doamne, nu, Dumnezeu vrea să ne dea. Și vedeți, de multe ori noi ne tragem înapoi. Asta l-a părtășit cu Samuel printre cei 30 care erau acolo. Și auziți ce spune Scriptura 25, versetul, s-au pogorât apoi de pe înălțime în cetate și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul casei. Și acum, Domnul Iisus Hristos a subliniat exact același lucru când a spus el, când vorbea despre mâncare, despre îmbrăcăminte, despre lucrurile pentru care ne îngrijorăm noi și el zice așa, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Aplicația nu este că nici noi nu trebuie să facem așa. Nu, ci aplicația este următoare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Acum vă întreb, ați văzut dumneavoastră pe Dumnezeu vreodată că ia păsărica și dă în cioc? Nici eu n-am văzut. Dar Biblia așa spune, că Dumnezeu le hrănește. Credeți că Dumnezeu, expresie improprie, își bate capul cu o rândunică? Credeți? Chiar are Dumnezeu timp de treburile astea? N-are el lucruri mai grozave, de mântuit oamenii, de salvat oamenii de la iad, își pierde el vremea cu rândunelele și cu vrăbioarele? Credeți? Așa spune Biblia. Dar ascultați, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Tu zici să o duci o ciugulii de pe câmp. Biblia spune că Dumnezeu a făcut-o acolo, Dumnezeu a lăsat-o, Dumnezeu a controlat ca ea să ajungă acolo să mănânce. Așa spune Biblia. Și ascultați, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Cum vă gândiți acum la îngrijorările noastre? Doamne, nu am aia, ești stresat, ești... cum o să fac? Câteodată vine să-ți pierzi mințile, problemele pe care le ai și necazurile pe care le ai și se pare că Dumnezeu n-are nicio legătură cu necazurile tale și cu problemele tale și cu bolile tale. Ești uitat, ești pierdut, vai și amar, nu mai ai timp nici de biserică, nici de cuvântul lui Dumnezeu, nici de rugăciune, că ești așa de stresat și de îngrijorat. Dumnezeu spune, eu am grijă de vrăbioarele alea, eu am grijă de păsările cerului. Cu atât mai mult, zice, nu sunteți voi mai depresi decât ele, cu atât mai mult are Dumnezeu grijă de tine, slăvit să fie El. Și spunea apoi, de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, cine îmbracă iarba? Nu e așa că vă chinuiți să vă faceți iarba frumoasă acolo, gazon puțin, când ai acolo în curte sau unde ai tu gazonul și frumos, să vede frumos când e tu, să vede extraordinar iarba. Cine a îmbrăcat iarba așa frumos? Păi tu poți să o explici cu fotosinteza, cu procesele, cu lumina, cu noaptea, cu ziua, cu tot felul de lucruri care sunt adevărate dintr-un punct de vedere. Dar Dumnezeu spune așa, Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp care astăzi este, mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Dumnezeu îmbracă iarba de pe câmp. Crezi că Dumnezeu își pierde timpul să îmbrace un firicel de iarbă? Câte fire de iarbă sunt pe planeta asta? Are Dumnezeu timp să ne îmbrace pe fiecare? Când v-ați gândit ultima dată la treaba asta? Sau când spune Domnul Iisus Hristos, până și perii din cap vă sunt? Crezi că Dumnezeu are timp să ne numere la toți firele de păr din cap? Biblia așa spune. Biblia așa spune. Și ultimul verset cu care încheie seara aceasta este din Matei, capitolul 10, și spune așa. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele, ascultați, niciuna din vrăbiile astea nu cad la pământ fără voia
tatălui vostru. Așa să plecați acasă. Așa să plecați acasă și să spui, o trecut o rândunică, Dumnezeu e în control. O căzut la pământ, Dumnezeu e în control. Mi-a căzut un fir de păr, Dumnezeu e în control. Știe, știe exact care e numărul ăla. Din toate firele de păr care le ai toată planeta ta, așa cum unii nu mai au prea multe, le pot număra și ei. Dar din toate firele de păr pe care le-ai avut, cât timp ai trăit pe planeta asta, Dumnezeu le știe numărul și firul la fiecare. Dumnezeu știe acum câte fire de păr ai în cap. Le știe. Cu atât mai mult, spune Biblia, cu atât mai mult știe Dumnezeu problemele mari care ne frământă sufletul, lucrurile din cauza cărora poate nu poți să dormi noaptea și Dumnezeu vrea să spună, nu te îngrijora, nu te îngrijora, oprește-te, omule. Doamne, omul ăsta, situația asta, timpul ăsta, întârzierea asta, lucrul ăsta, sluga asta, probleme, lucrurile care se întâmplă și zicem noi, ce legătură are Dumnezeu cu mine că mâine dimineața m-am trezit la 8:30? Ce legătură am că s-o trezit copilul, nu cum s-o trezit la 2, acum s-o trezit la 4. Dumnezeu produce ceva în noi care noi nu ne dăm seama, dar la final, după o perioadă de timp, spun, Dumnezeu asta a vrut să-mi dea, Dumnezeu asta a vrut să producă în viața mea. Și vedeți, s-ar putea uneori Dumnezeu să-ți ia 20 de ani din viață ca să te ducă la un punct extraordinar din viața ta. Ție s-ar putea să se pară mult timp, dar atunci când Dumnezeu îți dă ce a vrut să-ți dea, îți dai seama că s-a meritat timpul ăla, care tu l-ai numit pierdut. Așa că niciunul dintre noi nu avem voie să ne numim viețile ratate, să ne numim zilele ratate, să ne numim lucrurile banale pe care le facem în fiecare zi ca și cum n-au nicio importanță pentru Dumnezeu. Să nu facem niciodată lucrul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a arătat în seara asta în cuvântul Lui. Dumnezeu este într-un control minuțios, detaliat asupra tuturor evenimentelor mici, banale din viața noastră, slăvit să fie El. Amin.